Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător suntem. Ia uite, s-a oprit la fiți de ajutor. Faceți un efort, un simplu efort și arătați că vă pasă. Vă pasă de cineva, da? Încercați eventual, dacă e vorba de voi, be supportive, da? Este un îndemn, da? Încercați să renunțați la măști, voi sau ei, dar dacă ține și de voi și nu țin musai să zic că sunteți prefăcuți. Dar întotdeauna, în relațiile mai dificile, încercăm să ne acoperim punctele slabe, vulnerabilitatea, eventual să acționăm strategic. Și în loc să purtați măști, da? În loc să purtați măști, ascultați-vă sau ascultați cu inima și ascultați-vă inima, fiți, practicați compasiunea. Oricum, în timp ce am amestecat, am văzut multe cărți frumoase. Am văzut dragostea adevărată. Ce am mai văzut? Asta cred că mi-a rămas în minte. Dintre toate câte am mai furat așa cu cadou ochiului. Posibil că trebuie să fiți, să arătați cuiva că vă pasă și să fiți de ajutor. 45, numărul 45, 38, poate să vă spună ceva. Vârsta voastră, aveți și numărul 1, 1. Încercați, începeți, că tot e lună plină și apoi e un moment de renunțări și de începuturi. Începeți și ascultați cu inima. Listen with your heart. Ascultați cu inima. Ce vreau să transmit acum? Nu, 4 cu 5, 9. Nu, știți că este un număr spiritual? Dacă unul din voi este mai încăpățânat, încercați și voi, fiți voi cel care aduce schimbarea prin creativitate. 4 și 5. 5 e creativitate, e schimbare, 4 e un număr stabil. Eventual încercați să găsiți soluții creative, 5, ca să vă păstrați stabilitatea în relația aceasta sau să oferiți stabilitate cuiva. Totuși sunteți semn fix, chiar dacă, să zicem, ați fi guvernați de Uranus, dar nu ați fi toți guvernați de Uranus pentru că mai aveți și alte aspecte. Să căutăm mesaje de la înger pentru... deja au să vină mesaje de la înger pentru vărsători. Am văzusem și răbdarea. N-aș vrea să păstrez. Unii dintre voi chiar nu aveți răbdare, au venit mesajele invers și unii dintre voi încă vă luptați să iertați, da? Dacă mesajul normal ar fi fost, da, să iertați și ați fi intrat pe această vibrație a iertării, probabil că unii dintre voi nu puteți să iertați încă și nici nu aveți răbdare. Deci nu păstrez mesajul ăsta. Unii dintre voi trebuie să învățați că dragostea îndură și probabil din acest motiv nu aveți răbdare, nu puteți ierta. Unii. Care o fi? Nu mă interesează, nu trebuie să-mi spuneți mie. Că nu vorbesc doar celor cu soare, vorbesc și celor cu lună. Și când e luna, e Saturn pe lună, este destul de dificil, da? Sunt provocate emoțiile și alte lucruri foarte intense. E Saturn, totuși. O să reintre cât de curând în viața voastră Saturn și veți învăța niște lecții destul de dure. Orice ați fi, Venus, ca și mine, sau lună, sau soare, sau nodul nord, sau ascendent. Saturn ne responsabilizează. Din acest motiv vi s-a zis să fiți de ajutor, să arătați că vă pasă. Pentru că știm foarte bine că vărsătorii uneori pot să aibă atitudinea aceea de cool, de rece, de distant și să nu arate. Mesaje de la înger pentru vărsători. Una e să spui ce gândești și alta e să arăți ce simți. E o mare, mare diferență. Asta ține de emoții, de apă. Mesaje de la îngeri pentru vărsători. Să-l iau eu. Hai să le luăm noi. Asta? Asta vrei? Două? Întoarceți-vă inima către lumină.
Dacă, cum am spus mai devreme, nu puteți ierta, nu aveți răbdare cu voi înșivă sau cu cealaltă persoană, nu aveți răbdare în acest proces de iertare. Pentru că iertarea trebuie să vină și din partea voastră și din partea lor, da? Și nu doar să iertați pe ei, trebuie să vă iertați și pe voi într-un anumit context. Deci stați oarecum într-o energie negativă. Încercați să folosiți această lună plină și să faceți niște eliberări. Bănuiesc că știți, probabil că mulți colegi de-ai mei spun, am mai spus și eu de-a lungul timpului, dacă vreți să vă mai scriu și pe e-mail, dacă îmi scrieți pe Facebook, vă spun cam ce ar trebui să faceți. Nu știu dacă o să pot să fac un video despre așa ceva. Deci faceți eliberări. Eliberări de orice gânduri negative care vă blochează din drumul vostru către lumină. 3 cu 6 iar e 9, da? E a doua oră când apare 9 și avem și aici un 19, iar 9, da? E număr spiritual, călătorie, bine, casa săgetătorului, dar a spiritualității, eventual a religiei. Că spiritualitate mai repede găsim în casa peștilor. Dar e și acesta un pas. Să înțelegeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Nu există libertate fără responsabilitate. Învățați să vă exprimați dragostea și prin cadouri, voi sau ei. Doar acum mesajul a venit la voi. Eventual să iertați, să exprimați iertarea, da? Și de fapt ce este dragoste? Dragostea îndură, cum am zis mai devreme și cum am mai apărut la nu știu ce zodie și am mai apărut de-a lungul timpului. Dragostea îndură mă trimite de fiecare dată când văd cartea către 1 Corinteni cu 13, un pasaj din Biblie, ca să vă zic și unde este. Superb, absolut superb. Dacă chiar considerați că iubiți pe cineva, păi arătați. Citiți acel pasaj și practicați-l. Altfel rămâne doar o chestie. O relație karmică sau o chestie trecătoare, o experiență. Da? Exprimați-vă dragostea prin cadouri și cadouri de valoare. Și în momentul în care reușiți să exprimați, da, 9 și cu 1, 10, intrați într-un nou ciclu. Încheiați un ciclu în care 9, să zicem, nu ați exprimat și începeți încă unul în care exprimați și aduceți bucurie, lumină în viața celor din jur. Poate să fie vorba și de un copil, și de un părinte, și unde un vecin, de un amic, o amică, da? Nu musai referitor la viața voastră intimă, dar puteți să adaptați mesajul. Trei cu șase, nu a mai fost mai devreme, iar e 19, 9. Ok. Apreciați acest moment. Pentru asta trebuie să aveți răbdare și se pare că nu prea aveți răbdare unii dintre voi. Apreciați ce este... aveți nevoie, dar într-adevăr aveți nevoie de atingere fizică. Este în preajmă un potențial de nouă dragoste. New love. Dragostea este peste tot în jurul vostru. Fiți în prezent și visați la viitor. Deci, cu alte cuvinte, în momentul în care vă întoarceți fața către lumină și ieșiți din acea negativitate, din imposibilitatea de a ierta, din grabă, puteți să manifestați aceste cărți foarte frumoase, da? O nouă dragoste este o nouă etapă în relația voastră sau pur și simplu vă vedeți, începe să vă iubiți altfel, cu alți ochi, cu mai multă profunzime. Dragostea este în jurul vostru, fiți în prezent, da? Și concentrați-vă, fiți în prezent, visați la viitor și concentrați-vă pe dragoste. Și ce înseamnă asta? Să vedeți frumosul și bunul în fiecare, da? Nu să stați în ranchiună sau în imposibilitatea de a vă ierta, de a-i ierta. Vedeți frumosul din fiecare. Chiar dacă cineva a greșit, v-a greșit. Vedeți că sunt frumoși și că au și ei părțile lor bune, da? Și au fost momente frumoase împreună. Apreciați acest moment, oricare ar fi. În spate, în momentul în care începeți să apreciați tot ce aveți, să vă întoarceți fața către lumină, să vă exprimați dragostea, eventual și prin gesturi și prin cadouri, posibil că manifestați această dragoste care va veni și cu atingeri fizice. Se va manifesta, adică și în 3D, nu va fi doar un vis, doar o dorință, chiar se va manifesta. Până la urmă, aveți nevoie de atingeri fizice, pentru că atingere face minuni. Poate să însemne atât de mult. Și nu vorbesc musai că veți face eu știu ce, ci iar 4 cu 7, 9. Interesant, iar 9, de câte ori va apare 9? Și am zis, nu-i musai că veți face dragoste sau veți ajunge la cine știe ce împreună cu o anumită persoană. Posibil veți învăța ca micile gesturi
micile atingeri pot să facă minuni. Într-o relație, da? Într-o etapă în care trebuie să vă iertați sau pur și simplu felul care vă manifestați, exprimați dragostea, da? Printr-un sărut de mână, chiar dacă e clasic, e foarte romantic, și printr-un cadou, apreciați aceste momente. Cât de simple ar fi? Cât de simple ar fi? Aveți un număr maestru deja 3 cu 3. 33. Chestiune de comunicare, de construcție. Armonioase, 6. Ce îmi place în imaginea asta foarte mult este că învățați să vedeți lumina în orice întâlniți în viață, orice atingeți, da? Întoarceți-vă inima către lumină. Orice obiect, dacă primiți un obiect, cât de simplu, apreciați-l și vedeți valoarea gestului și al obiectului. Dar la fiecare obiect s-a lucrat, dacă este creat de cineva. Dacă e o floare, a lucrat natura. Cât de simplu ar fi acest obiect, acel dar, apreciați-l. Și vedeți că în el, de fapt, zace un adevărat univers. Vedeți un pic în profunzime lucrurile. Să le păstrez pe acestea? Păstrez acestea. New love, vedem ce se confirmă. Physical touch, love is all around. Întoarceți-vă inima către lumină. Și restul le mai vedem. Din seria Spiritul Animalelor, Spiritul Naturii, cele mai încurc, când mă grăbesc, mă mai încurc și eu. Din seria Spiritul Naturii au venit deja două cărți. Și în timp ce am amestecat, am văzut tarantula, iar semn de foc, chiar cu 8 piciorușe, 8 înseamnă transformare și evident că ați avut de-a face unii dintre voi cu un semn de foc sau cineva cu planete în semn de foc, care într-un fel sau altul va răni tarantula. E periculoasă, este adevăr, un semn de foc periculos. Dar întâlnirea cu acest semn de foc v-a și transformat și pe voi și pe ei. Ideea este că iar se confirmă, da, am simțit nevoia să vă zic, se confirmă întâlnirea dintre voi, semn de aer și un semn de foc. Dar trecând peste semne. Interesant este că la semn de foc i-au pus scorpionul. Posibil aveți de-a face cu un scorpion și știm că scorpionii, poate să fie și semn de apă, evident, se manifestă foarte pasional, au un foc pe care nimeni nu-l poate contesta. Vă doriți să comunicați, asta înseamnă privighetoarea, să vă ridicați deasupra unei lumi, eventual, în întuneric, să comunicați ceva pozitiv, să comunicați lumina. Lumina aceasta pe care o vedeți dacă vă întoarceți privirea către lumină. Și în momentul în care comunicați și exprimați și faceți tot ce am zis mai devreme, reușiți să atrageți, da? Să atrageți această nouă dragoste și manifestarea în fizica ei. 2 cu 6, 8. 8 e transformare. Avem scorpionul, casa 8-a. Posibil ați avut de-a face cu un semn de foc care v-a marcat. Ori are planete semnul de foc, oricare ar fi leu, berbec sau săgetător, are planete în scorpion. Asta așa ca să adauge un pic la focul ăsta. Ori ați avut marcaj în sinastria voastră sau în harta voastră sau în harta lor, aveți marcaj pe casa 8-a a scorpionului. Și asta explică de ce încă nu puteți ierta, nu aveți răbdare și e un sentiment de urgență deocamdată, de neliniște, de mai aveți de lucru la această transformare, că asta înseamnă 8, înseamnă transformare. Să vă ridicați deasupra unei suferințe, produse de voi, de ei, nu contează, nu stau aici să judec pe nimeni, voi știți mai bine ce a fost în viața voastră. Am spus că acest semn de foc sau scorpion sau cineva cu planete în scorpion sau în semn de foc, nu am zis nu neapărat soare, am zis poate să fie și lună și Venus și Marte și orice. Acea persoană, într-un fel sau altul, v-a rănit, că de-aia a apărut iertarea invers. V-ați grăbit în a manifesta. A fost lipsa răbdării, da? Have patience a venit invers. V-ați grăbit. Chiar dacă voi ziceți, nu, că nu m-am grăbit, poate dintr-un anumit punct de vedere, nu al meu și nici al vostru, universal, poate v-ați grăbit în a manifesta ceva și în acest moment s-a întâmplat acea situație neplăcută pe care acum nu o puteți ierta.
Că e vorba de voi, de ei, nu e treaba mea să comentez chestia asta foarte mult. Deci, oricum, ați fost atinși de acest ac otrăvitor al scorpionului. Dar, cum am zis de multe ori, scorpionul transformă. Tot ce se întâmplă la nivelul casei a 8-a în scorpion, eventual, transformă și de la această otravă voi trebuie să alchimizați toată situația asta și să o transformați în ceva pozitiv, pentru că este privighetoarea. Eventual prin cântec, dacă știți să cântați, prin artă, să comunicați frumos despre toată povestea asta, da? Și am zis să vă ridicați deasupra acestei lumi, acelei lumi, acelei situații și din întunericul respectiv pe care l-ați experimentat să transmiteți doar tot ce e pozitiv. Doar ce e pozitiv. Interesant este că apare iar semn de aer. Un semn de aer, destul cavalerul de aer, destul de mândru, frumos, într-adevăr, poate sunteți chiar voi frumoși, dar cam mândri. Cam mândri, că ăsta este pe unul. Dacă voi sunteți aici, nu-i treaba mea, nu vă judec, puteți să vă recunoașteți. Sunteți cam mândri. Eventual sunteți într-o relație, unii dintre voi, cu un semn de pământ. Dar nu știu de ce, în acest context, semnul de pământ este foarte speriat. Iepurașul e clar că este speriat, deși își dorește stabilitate, că e 4, probabil taur, pentru că e 4, semn fix, sau alt semn de pământ cu care aveți o relație stabilă, 4 de pământ, da? Persoana aceasta este un pic îngrijorată de situația dintre voi. Asta e un mesaj pentru unii. Trebuie să aduceți lumină, licuriciu, într-o situație foarte întunecoasă, asta este, da? Nu e Batman, este Liliacul și Liliacul transmite transformare, transmite mesajul unei transformări, da? Este similar cu moartea. Și iar avem transformare la fluture, semn de aer, da? Toate sunt semne de aer, da? Trebuie să înțelegeți că ceea ce faceți aici, oglindiți în altă dimensiune sau felul în care voi vă purtați sau sunteți, atrageți personaje care se aseamănă într-un fel sau altul cu voi. Vă oglindiți în faptele voastre și din acest motiv trebuie să vă transformați. Dar, repet, posibil că sunteți voi sau alt semn de aer, să zicem, sau poate semnul de pământ. Dar dacă e semnul de pământ, deși pare încrezător, frumos, atrăgător, este plin de frici. Plin de frici, că asta face iepurașul. Probabil că este mai playboy. Când văd iepurașul, mă gândesc instantaneu la playboy. Unul din voi este foarte mândru și celălalt este foarte jucăuș, să zicem fertil. Îi place sexul. Acum voi știți cum rezonează mesajul ăsta mic pentru unii dintre voi. Dar trebuie să găsiți lumina. Trebuie să comunicați. Să comunicați altfel, să vă întoarceți, iar vă întoarceți către lumină. Da? Și ce a fost întunecos, ce a fost grav, ce a fost supărător, ce a fost ce vreau să zic? Ceva durut, transformați. Da? Ridicați-vă din stadiul de larvă. Larva se târie și nu poate să ierte, nu se poate ierta. Da? Ridicați-vă din stadiul ăsta și transformați-vă într-un fluture frumos. Și ia uitați ce frumos fluturele este atrăgător și pe unul este atrăgător, însă fluturele nu este mândru, pentru că știe că a trecut prin transformare, pentru că nu a uitat de unde a plecat. Și știe că are timp puțin de trăit pe acest pământ și încearcă să aducă frumusețe și voie bună, să se bucure de viață într-un mod creativ. Și vorbesc de creativitate pentru că a apărut și regina de apă. Eventual, între pentru unii poate să fie în context și un semn de apă, pentru că am vorbit de scorpion și apare și regina de apă, lebăda. Sau mai bine cavalerul, nu-i regina. În fine, apare un semn de apă în povestea voastră. Dar nu asta e atât de important. V-am spus că întâlniți, eu așa simt,
Asta e un detaliu pentru unii. Simt că trebuie să înțelegeți că dacă ați experimentat durere și suferință într-o relație, asta s-a întâmplat din cauză că și voi aveți ceva acolo de lucrat în viața voastră, în sufletul vostru și încă trebuie să lucrați, să transformați, da? Am vorbit de transformare la Scorpion, apare, ia uite, moartea și reînvierea, apare tot așa, transformare și la fluture, ascultați Psihe și Eros, eventual prin erotism vă transformați unii dintre voi. Sau aventură, sau ce a fost între voi și altcineva, vă transformă. Da? Am spus că trebuie să comunicați pozitiv despre toată situația asta, chiar dacă v-a otrăvit sufletul, chiar dacă v-a durut, chiar dacă vă arde, da, de pasiune. Trebuie să transmiteți ceva frumos și creativ. În continuare. Ce frumos, s-a oprit la 8, am văzut și mai devreme, văd că se confirmă. Împărăteasa am văzut-o. 8 de monede. Comunicare, eventual cu cineva, semn venusian, taur, balanță sau orice alt semn frumos, da? Poate să fie pentru unii comunicare cu mama, pentru alții poate să fie comunicare cu mama sau soția, mama copiilor, soția voastră. Dacă nu e nici una, nici alta. Comunicați cu cineva care este foarte frumos, foarte încrezător și vă aduce multă bucurie. Posibil acest semn de foc. Poate această împărăteasă poate să vă reprezinte și pe voi, da? Dacă sunteți chiar atât de frumoși, dacă tot am văzut semn de aer. Frumoși, dacă o împărăteasă și mândri. Dar mare grijă, da? Dacă sunteți în relație cu un semn de foc sau cineva cu planete în semn de foc. Berbec, leu sau săgetător. Apare și săgetătorul. E un exces emoțional care vă derutează. Trebuie să transformați. Iar prin comunicare. Și totuși apare lumea. Au fost niște lacrimi, au fost niște minciuni, ia uite. Minciuni, transformare, lacrimi, încăpățânare, plecare, cineva a plecat de acasă ca să-și regăsească pasiunea. După ce această relație stabilă sau căsătorie a fost încercată de o situație a fost încercată, este clar. Mamă, trădare, nu, au fost trădări, 7 de spade, 10 de spade. Și unul dintre voi a încercat să pună niște bariere, să închidă un capitol. Acum, dacă voi vreți să-l renașteți, rămâne de văzut ce veți reuși. Oricum, ca să redeschideți un nou capitol, trebuie să vă vindecați și trebuie să învățați eventual să comunicați și să comunicați cu această persoană, dacă este vorba de aceeași persoană. Primele cărți sunt foarte frumoase, dar următoarele sunt cam triste. E un exces emoțional pe care trebuie să-l temperați. Și am văzut mai devreme că nu prea aveți răbdare unii dintre voi. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Învărsător. Iar apar blocajele. Probabil că semnul de foc vă blochează sau voi vreți să-l blocați. Iunie 2020. Ah, central. Of, lacrimi, da? Am spus că sunteți supărați, s-a văzut că încă nu puteți ierta. 5 de cupe. Nu puteți ierta un trio. Cine a fost în acest trio, nu e treaba mea să vă judec. Poate să fie și un job, și prietenii, și familia, și oricine poate fi în acest trio. Să punem pe asta. S-au plâns multe lacrimi. Cineva s-a îndepărtat de casă. Dacă voi vreți să treceți acest pot și să retrăiți aceleași lucruri, este treaba voastră, dar 5 înseamnă schimbare, dragii mei. Oh, ce frumos! Asul de monede. Vă doriți eventual un nou început, o nouă etapă.
Dacă ați plecat de acasă unul din voi, am zis mai devreme că unul din voi a plecat de acasă, vreți să oferiți împăcarea, ori ei, ori voi, împăcarea și întoarcerea la acea casă, da? Văd o ușă. Eventual, că tot zice, exprimați-vă dragostea prin daruri. Bănuiesc că este vorba de voi, da? Voi ar trebui să vă oferiți cuiva un dar. Mesajul a venit la voi. Dar evident că citirea poate să fie și viceversa. Dacă eventual unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ. Dar în suflet aveți lacrimi. Din ce motive? V-am spus câteva. Poate să fie pierderea cuiva drag. Evident că pot să fie multe motive. Nu neapărat în dragoste. Poate să fie și izolarea prin care ați trecut. Oh, ce frumos! Soarele! Soarele zodia leului pentru unii. Și tot a apărut leul. Poate să fie un moment de fericire. Cândva a fost fericire. Cândva. A fost... Cum începe? A fost odată ca în povești. A fost ca niciodată. Poate are și planete în săgetător, unul dintre voi, da? Nu neapărat leu, poate să fie și săgetător. A fost odată ca în povești, când vă simțeați copii fericiți, plini de aventură, plini de încredere în această poveste. Aveați credință, dar soarele s-a dus, acum au rămas norii și lacrimile. Ah, de curând apare totuși dorința în ultima vreme. Fiți atenți că asul de bâte poate să însemne și aventură, printre multe, multe altele. Evident că poate să însemne și un proiect pentru cei care și-au pierdut jobul, pentru că aveți asul de bâte și asul de monede. Poate să fie și un proiect, da? Evident că poate să fie și o ofertă din partea cuiva. Dacă cineva a venit cu o ofertă, să zicem, sexuală, intimă, sentimentală, mai puțin... Așa, acum probabil că persoana care, sau altă persoană, ori sunteți între un semn de foc și un semn de pământ, că văd aici focul și trebuie să alegeți, ori persoana va încerca totul să vă ofere ceva de lungă durată, ceva stabil, posibil, vedem la clarificări, nu, încă nu spun încă. Justiția. Justiția vorbește despre echilibru, evident. Se face justiție într-o poveste care v-a întristat eventual. Se face justiție, se face dreptate. Echilibra situația într-un fel sau altul. Vedem la clarificări, pentru că poate să însemne și căsătorie, poate să însemne și divorț. Șapte de cupe. În prezent visați. Eventual aveți opțiuni. Eventual, pentru unii poate să fie un semn de apă după care încă plângeți și la care visați. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Aveți și foc, aveți și pământ, aveți și balanță. Dar deocamdată încă visați. Sau, dacă nu e vorba de vis, cu atâtea lacrimi, ori visați la un nou început, ori visați la această aventură pe care ați avut-o unii dintre voi și după care ați rămas cu... sufletul foarte trist după această aventură. Ori, v-am zis, visați la acest dar de bani sau nou început. Ori sunteți pur și simplu confuzi. De ce vi s-a întâmplat? Totul era așa de frumos. Totul era așa de frumos. Te simțeam atât de bine, mai ales în pat. Unii dintre voi, nu toată lumea, evident. Și acum a rămas în lacrimi. Și suntem confuzi. Interesant. Sfatul. Turnul. Turnul a venit și la Taur, dacă nu mă înșel. În aceeași poziție, o să clarificăm. Întreaga viață a voastră și relație și aventură și relație, dacă ați avut o relație, dacă a fost un trio, că se vede un trio, da? Da? V-ați separat de persoana cu care erați în relația stabilă, v-ați separat și de aventura respectivă, vi s-a dat întreaga viață peste cap și normal că plângeți. Plângeți că acest castel, acest pod a fost trăsnit. Trăsnit de fulger. Dar este o justiție divină în toată această poveste. Vedem cum.
Pentru că unii dintre voi nu ați avut răbdare, de-aia a apărut Have Patience Inverse. Fără să vă supărați. Dacă aveți marcaj pe Uranus, dacă aveți alte chestii jupiteriene, sigur nu aveți răbdare. Puteți să comentați ce vreți, dar ăsta e adevărul. Turnul uneori reprezintă și Scorpionul. Nu doar pe Uranus. Sfatul este să lăsați această clădire să se dărâme și după ce vă limpeziți mintea, adică după ce ieșiți din confuzie, după ce vă ștergeți ochii de lacrimi, că apar niște lacrimi, eventual, analizați bine o ofertă stabilă. Oferta asta stabilă care vă poate ajuta să reconstruiți. Bani, cărămidă, ce ar putea să fie, da? Beton, ciment, ce ar putea să fie acest dar practic, e un dar practic. Vă ajută să reconstruiți acest turn. Dar, după un alt plan. După un alt plan total diferit. Exterior, vai, a treia cupă, al treilea as, asul de cupe. V-ați îndrăgostit. Repet, pentru unii poate să fie un semn de apă, ori în viața lor, ori în viața voastră, care a intervenit și a influențat întreaga voastră situație. Pentru unii. Pentru alții, poate că primiți, posibil că primiți. Eventual, lăsați această aventură în urmă, lăsați-o, vindecați-o și nu uitați că aveți șansa. Dragostea este peste tot în jur. Poate să fie o nouă dragoste, o nouă ofertă. Cineva vă dorește, altcineva, da? Nu persoana cu care ați fost, nu persoana care v-a rănit, da? Și puteți manifesta o nouă dragoste, dar altfel de dragoste, dragoste, nu pasiune. Dragii mei, e o diferență mare. Dragoste, nu dorință. Nu poftă. Dragoste. Asta pentru că este în exterior. Eventual cineva vă învață. Vă mai dau mai multe variante. Cineva vă învață cum să vă vindecați. Cum să vă întoarceți privirea către lumină, da? Există și varianta asta. Măcar că ați înțeles și din etalarea aceasta. Asul de cupe. O ofertă foarte emoțională. Care vă înduioșează. Asul de cupe. Dar, repet, poate să fie și influența în viața lor sau a voastră a unui semn de apă. De ce vă este frică de nebun? Să o luați de la zero, da? Să începeți această reconstrucție. Reconstrucție care posibil să nu fie pe aceeași fundație, să nu fie pe același teren, dragii mei. Da? Nu înseamnă muse că vă împăcați. Probabil că aici e chestia. Ori vă împăcați, ori luați de la zero cu altcineva că e vorba de new, da? New, nou. O nouă dragoste. Vă este teamă să riscați, eventual, pentru că ați fost arși. Probabil unii dintre voi v-ați și pierdut credința. Dacă înainte erați plin de optimism, da? Vedeați tot ce e mai frumos, dar erați copilul roșu într-un fel sau altul, acum după toată experiența asta tristă. Unii dintre voi, în poziția temerilor, da, v-ați pierdut un pic credința, trebuie să lucrați. Dar aia va apăru nouă de nu știu câte ori. Ce vă doriți? Spânzuratul. Iar semnul peștilor pentru unii. Să mai amânați ceva până primiți inspirație divină. Da, dacă ar fi așa, e de bine spânzuratul. Pentru că spânzuratul se conectează la divinitate. Vă doriți să vă întoarceți, da? Să vă întoarceți privirea către, ia uite, privirea, da? La capul e lumină. Privirea către lumină. De-aia apare și nebunul, ia uite, iar 0 și 12, cu spida 0, punctul 0 din Zodiac. Casa 12 și prima casă, berbec pești. Dacă v-ați pierdut încrederea și vă e teamă să riscați, aveți nevoie de timp, de amânări, ca să primiți această înțelegere. Inspirație divină. Eventual, v-am zis, pentru unii poate să fie un semn, cineva cu marcaj în semnul peștilor sau pe casa voastră a 12-a, de am văzut pești, așa, care vă oferă această inspirație, această vindecare, această nouă dragoste. Dar trebuie să faceți niște sacrificii și eventual trebuie să și riscați, dar vă este teamă să riscați acum. Interesant. Interesante mesaje. Finalul.
O magicianul, interesant. Magicianul manifestați. Și fiți atenți, în acest context, cu această ofertă de dragoste și de vindecare și de relație stabilă, dacă leul și asul de băte reprezintă o aventură sau un trecut frumos cu cineva, un trecut, că poate e relația stabilă care a fost frumoasă și a fost întristată de o aventură a cuiva. Nu e treaba mea să spun a cui, da? Dacă lăsați aceste lucruri în urmă și primiți asul de băte și asul de cupe, se manifestă, manifestați justiție divină și vă echilibrați viața, eventual, cu aceste două oferte. Pentru că asul de băte rămâne în trecutul recent. Da? Poate să însemne și faptul că, mai dau altă variantă, este o persoană foarte strălucitoare, publică sau populară, care vă atrage de mult timp. Simțiți, ați simțit în ultima vreme multă pasiune pentru ei, le-ați oferit, să zic, ceva și totuși n-a mers. Din acest motiv încă sunteți confuzi, încă visați, poate și plângeți. O să clarific. Ei, dar acum aveți doi ași, asul de monede și asul de cupe. Magicianul trebuie să alegeți steagul victorios și să manifestați putere. Și să vă vindecați. Aici sunteți voi, sau alți semn de aia, dar zic că sunteți voi. Vă vindecați și mental. Ca să puteți să manifestați victorie. Eventual, unii dintre voi vă vindecați după un semn de foc care n-a putut să decidă între două persoane. Da? Puteți, da? Trebuie să vă vindecați după un semn de foc care n-a putut să decidă. Eventual, o leacă egoist. Dar voi trebuie să fiți puternici. Și trebuie să vă ridicați pe viitor deasupra poftelor, dorințelor trupești. Să vă controlați. Așa. La capătul setului de cărți, ce aveți? 3 de monede. Cineva dorește această reconstrucție cu voi. Posibil pentru unii să fie semn de pământ. Posibil pentru unii să fie semn de apă, care oferă și vindecare. Dar, repet, la semnul de apă poate să fie a treia persoană pentru unii, pentru alții poate să fie a treia persoană semn de foc. În fine, cineva își dorește reconstrucția. După ce, iar se vede aventură, se vede trio, trei de cupe, se văd secretele, eventual pentru unii a fost o aventură la locul de muncă. Trebuie să vă detașați. 6 de spade de toată această situație și să vă echilibrați, oh, ce frumos, al patrulea as, să vă echilibrați viața și să manifestați adevărul într-o situație secretă, misterioasă, să comunicați fără... ia să vedem ce să comunicați, să nu zic eu. Să comunicați ceea ce simțiți, 6 de cupe. Și ce frumos, ceea ce simțiți. Pasiunea pentru cineva, emoțiile care vă consumă, eventual relațiile care v-au consumat, trebuie să învățați să comunicați într-un alt fel. Că tot e Venus retrograd în pești. Poate aveți voi Venus în pești. Este Venus retrograd în Gemeni. Interesant, Gemeni, da? Magician. Manifestați împăcare eventual, pentru că asta poate să fie și împăcare, un gest de împăcare. Și asul de monede ar putea să fie. Manifestați reconstrucția, că asta înseamnă reconstrucție, împăcare. Manifestați împăcare, echilibru, echilibrarea situației. Și am zis reconstrucție poate să însemne și 3 de monede. Haideți să clarific. Îmi pare rău dacă uneori vorbesc mai mult la anumite zodii, la altele mai puțin. E în funcție și de timpul pe care l-am, de condițiile pe care le am. Ia uite, 6, iar succes, 6 de băte, 6 de succes. Dacă spargeți lanțurile și dacă renunțați la ego, unii dintre voi. Clarificăm 5 de cupe, te rog frumos. 5 de cupe este urgent de clarificat. 5 de cupe pentru vărsători. Și să știți că mi-am dorit această etalare, că am și eu planetuțe aici. Destule am planete în vărsător. Interesant, interesant. 5 de cupe. Hai, te rog frumos. Clarificare pentru vărsător. 5 de cupe. Ce este acest 5 de cupe? Prea multe cărți.
Ok, le iau eu. Atunci le iau. Aici este lecția și este singura carte care a venit invers, ba nu. Nu mai este încă una, să o așez la locul ei. Alt semn de apă, 5, iar e a doua oară când apare 5 de... Ah, interesant. Interesant. Deci tot 5 de apă, dar apare invers. Aici reprezintă că... De fapt, reprezintă. Doamne, unor mai mai exprim și o aiurea. Spune că atârnați de trecut. În momentul în care stați și plângeți după un trio, de fapt, ce faceți? Atârnați de trecut. Da? De niște amintiri, de niște situații. Învățați, aici a venit explicația. Învățați să nu mai stați în trecut. Da? Să iertați și să vă iertați și pe voi. Haideți încă o carte. S-a oprit la stres. Trei de cupe. Cineva, cuiva i-a plăcut foarte mult să se distreze, da? Și a creat mult stres în viața sa și a afectat acest stres și a afectat abundența. Dar abundența înseamnă regele de monede. Dacă ați avut o relație stabilă, oricum semn de pământ, ori pur și simplu cu cineva, v-ați afectat relația stabilă, voi sau ei, din cauza acestor a stresului și a bucuriilor sau a prietenilor de proastă calitate. Unii dintre voi. Haideți să mai vedem. Totuși, asta e un... Uf! Renunțați la vină. Interesant. E 8 spade. Împărăteasa. Învățați să fiți creativi, să fiți receptivi. Iar regina de cupe apare un semn de apă. Și să vedeți, să fiți mai conștienți de acțiunile voastre care atrag anumite, evident, reacții, efecte. Să vedeți, să vă curățați chakrele, să vedeți cu așa cât puteți fiecare cu al treilea ochi. Și e a doua oară când apare împărăteasa. Încă o carte. Clarificăm 5 de cupe. Cine este 5 de cupe? Că apare aer. Opa. 2 de băte, posibilități. E bine. Deci nu știu cât are rău să mai clarific. Dacă ați plâns, sau dacă cineva a plâns după voi, învățați totuși, zic eu, la un moment dat să iertați. Dacă la un moment dat nu ați putut ierta, eu zic că totuși în iunie încercați să iertați. Ca să puteți manifesta frumusețile astea, da? O nouă dragoste, atingere fizică, dar o atingere frumoasă, delicată, profundă. Ieșiți din starea de vină, ieșiți din aceste amintiri din trecut și învățați să alegeți, să vă ridicați deasupra posibilităților, să le vedeți din zare. Să vedeți care drum este mai convenabil. Că uneori drumurile sunt foarte diferite. Începe un drum lin și pe urmă, cu cât mergeți, cu atât este mai greu. Sau, dimpotrivă, începeți un drum greu și după ce treceți de primele obstacole, drumul se liniștește, din ce în ce mai calm. Da? Trebuie să vedeți în zare, ca acest vultur. 7 de 7, 7. Să vă eliberați de această greutate care vă stă pe, da? Și să încheiați pe gât, în cap, pe umeri, să încheiați un capitol, să vedeți în spatele iluziilor. Ha, interesant. Dacă iar nu aveți răbdare, unii dintre voi, dar în momentul în care renunțați la toate aceste stări negative, reușiți să schimbați vibrația. Let go, let go. Lăsați eventual inocența, dacă ați fost, să zicem, inocenți, copiloroși mai devreme, da, în trecut, copiloroși, creduli, plini de speranțe în orice ofertă, în orice ofertă, acum deveniți mai maturi. E important că nu mai vă învinovățiți, nu mai atârnați de trecut. Dacă la un moment dat ați atârnat și ați plâns, acum învățați. Zic eu că e o învățare. 7 de cupe. Ce cu 7 de cupe? 7 de cupe. 7 de cupe. 7 de cupe. Clarificăm ce este mai special, mai dificil de interpretat. 7 de cupe. 7 de cupe pentru vărsători.
că mă așteaptă vărsătorii. Hai. Ok. Ce frumos. Vindecați acest stres. Stres. Eventual pentru unii, pentru că e semn de foc, e 7 de foc. Stresul provocat de un semn de foc pentru unii. Îl vindecați, care v-a creat multă confuzie, da? Confuzie, stare de visare. Eventual dacă aveți multe opțiuni și sunteți stresați pe care să o alegeți, alegeți vindecarea dintre toate opțiunile și este minunat. Dar iar apare, interesant, că apare acest as de cupe despre care am zis mai devreme că a fi influență exterioară. Cineva vă oferă această șansă să vă vindecați într-un fel sau altul, prin niște emoții, printr-o nouă dragoste sau pur și simplu vă învață să vă iubiți într-un mod special pe voi și să vă vindecați. Și am senzația că toate aceste eliberări din inimă se întâmplă în momentul în care începe să vă vindecați și acceptați această ofertă. Healing. Inima trebuie să o vindecați. Ego-ul, burtica, eventual sexualitatea. Și al treilea, ochi. Anticiparea și conexiunea, și conexiunea cu spiritualitatea. Aveți destul de multe unii dintre voi. Bine, acum vă alegeți. Ori zona centrală, ori de sus, ori de jos. Dar eu zic că unii chiar trebuie să-i vindecați foarte multe chakre. Pentru că în starea aceasta vă afectează cam întreg corpul. Da? 5 de cupe. Interesant. Și? Da, ia uite. Iar semn de foc. Un semn de foc care va crea multă presiune, va pune niște blocaje pentru unii dintre voi. Niște sfori, niște atașamente, v-ați atașat foarte mult de ei. Și v-ați creat multe tensiuni. Pe de altă parte, poate să însemne și altceva. Dacă ați fost într-un job sau într-o relație care v-a stresat, vă deblocați, vă eliberați, vă vindecați, ieșiți din starea de vină și din amintirile respective și din lacrimile ce sunt și manifestați succes. Pentru că aveți totuși, ia uite. Apare totuși acest învățător, vine un învățător în viața voastră, da? Vine un învățător care vă oferă această cupă a vindecării și a reconstrucției. Și eventual reușiți să unii dintre voi să nu mai atrageți oameni cu măști sau să nu mai purtați măști. Interesant. Ce este turnul? Uite, și apare iar răbdarea. Răbdarea, 7 de monede. Trebuie să învățați să aveți răbdare cu voi, cu vindecarea voastră și cu transformarea voastră. Ce este turnul? Turnul. Poziția sfatului. Ok, ia uite, inocența. Dacă ați fost, repet, creduli, cum am spus mai devreme și la... Dacă ați fost creduli, unii dintre voi sau prea copilăroși sau prea imaturi, învățați să nu mai fiți. Pentru că această reconstrucție asta înseamnă. Pe de altă parte, chiar dacă ați plâns, chiar dacă ați fost răniți, chiar dacă vi s-a schimbat întreaga viață, păstrați-vă inocența. Da? Păstrați-vă că e la baza întregii povești. Uite, a scăzut un pic și lumina. Păstrați-vă. Pentru că aveți, ia uite, credința e un pic cam pusă la încercare. A fost chitara mea. Credința e pusă la încercare. E în poziția fricilor. Vă este teamă să riscați. Păstrați-vă inocența. Este numărul 19, de obicei era luna, dar aici arată altfel. Manifestați înțelepciune. Și inocență și înțelepciune. Nu înseamnă că dacă sunteți inocenți, sunteți creduli. E o mare diferență. Ca acest maestru, eu îl văd pe ăsta, un tip, un bătrân chinez, maestru de arte marțiale. Poate, interesant, poate... Aveți un maestru de arte marțiale sau de tehnici alternative sau de... Ce frumos mesaj! Vreau și eu! Da, cineva care vă învață să luptați, aș vrea și eu un profesor de arte marțiale. Mi-am și dorit foarte mult. Este visul meu. Așa că eu am Venus învărsător. Nu știu voi ce aveți.
Așa, deci dacă nu vă învață arte marțiale, vă învață să faceți meditații, să vă inspirați din natură, din pomi, din insecte, din tot ce în jurul vostru, da? Ah, ce frumos, îmi place cum corespunde asta, să vă arăt, dragii mei. Cum era să vă bucur, apreciați, da? Exact același lucru, apreciați acest moment. Lucrurile mici vă ajută să vă reconstruiți viața pe temelii mult mai rezistente. Pui, dar ce mesaj frumos! Eventual căutați un pic în cultura chinezească sau japoneză ceva care să vă inspire, că l-am văzut și pe Osho mai devreme, dar nu neapărat Osho, că nu tot ce spune Osho este selectați. În fine, dar dacă ar fi maestru de arte marțiale, ce frumos ar fi! Hai să mai clarific. S-a închis la ce? Ia uite, iar, apropo de lună plină, că tot mă uit la lună și seamănă un pic cu asta de pe cer. Încercați să vedeți cu sufletul, să vă întoarceți, cum am zis mai devreme, privirea către lumină. Lumina interioară, dragii mei, în primul rând, s-o găsiți acolo, da? Ce zice? Ia uitați ce frumos, da? Ce zice? Turn on your heart light. Și lumina unde este? Înăuntru vostru, în mintea voastră și în sufletul vostru. Și în momentul în care o găsiți, o reflectați, o manifestați în relațiile pe care le veți manifesta de acum încolo. New, noi relații. Ieșiți din colivie. Ieșiți din colivie și înțelegeți experiența că a fost necesară ca să apreciați libertatea și libertatea nu va fi în haos, gen Uranus, va fi cu Saturn asumată. Foarte frumos mesajul. O libertate asumată care vă duce către succes. Da, dacă v-ați simțit oarecum într-o relație secretă cu un semn de foc, un pic mai egoist, asta e, ieșiți. Ieșiți. Ia uite, iar apare. E acest profesor. Vine un profesor spiritual în viața voastră. Spiritual poate să fie oricine. Ia, cine mai e? Ce mai e? Ia uite, renaștere. Renaște semn de aer. 10. 10. Reverse. Și iar, fătuca de aici e un pic mai chinezoaică, așa mi se pare. Bine, cred că și cărțile sunt, da? Poate un cântec. Ascultați muzică de asta de relaxare. Integrare yin și yang. Wow, ce frumos! Cineva nu are curajul. Se grăbește. Ia uite cum au venit cărțile invers. Și din cauza că se grăbește, nu reușește să manifeste această totalitate. Posibil că asta lângă un semn de pământ pentru unii, semn de pământ, care a fost interesat foarte mult de bani și mai puțin de viața voastră. Dar trebuie să spargeți aceste blocaje unii dintre voi. Dar iar, unii dintre voi n-aveți curajul, a venit invers și am zis că nu vă este teamă să riscați. Interesant. Și vă grăbiți iar că a venit invers. Dar unde vreau să mă opresc? La integrare, că aici s-a oprit. Integrați experiența negativă în viața viitoare. Cu grijă, prin artă, da? Ce frumos. Ce ar trebui? Nebunul, clarificăm nebunul. De ce vă este teamă de nebun? Uf, ia, uite-le. Sunt foarte multe cărți care au picat. Ia să vedem. Interesant că acestea au picat jos și pe acestea le iau. Vă este teamă să aveți încredere. A fost clarificat de ce? De trust. Este similar cu cavalerul de cupe, da? Cineva care vă oferă o șansă să vă iubiți, să vă împăcați, nu neapărat să vă împăcați, voi știți, pentru unii foarte puțini, sau pur și simplu o nouă dragoste. Nu mai aveți încredere în această ofertă. Pentru că v-ați pierdut ce? Este împărăteasa invers, a doua oară când, sau a treia oară când apare, dar invers, în poziția fricilor. Unii dintre voi, pentru că împărăteasa înseamnă o persoană care are încredere în ea, își cunoaște valoarea, v-ați pierdut încrederea în voi, simțul valorii, al creativității, iar și e foarte grav, foarte grav, unii dintre voi, regăsiți-vă creativitatea.
Probabil că ați pierdut un copil pentru că asta înseamnă, interesant, împărăteasa invers înseamnă, împărăteasa de obicei este o femeie gravidă. Așa apare în anumite seturi de cărți și invers reprezintă și un avort. Și din cauza că ați făcut acest avort, nu mai aveți încredere și vă este teamă să riscați. Protejați-vă. Interesant, protejați-vă pe viitor. Și totuși trebuie să învățați să vă găsiți armonia în voi și în momentul în care o găsiți în voi vine și această, da, nouă dragoste pentru că este în jurul vostru. E, nu mai caut, știți că e acolo, o să caut după ce termin. Da? În momentul în care găsiți în voi dragostea, reușiți să o manifestați, 10 de cupe. Într-o nouă aventură, cu fi semn de pământ pentru unii, cu fi semnul gemenilor pentru alții, că apare aventură și îndrăgostiții. Într-o nouă aventură. Și transformați, așa citesc, transformați toate dezamăgirile, toate lacrimile din legăturile karmice pe care le-ați avut cu ceilalți, le transformați din triouri, din ce au mai fost, prieteni. Ce înseamnă mare... nu, spânzuratul, spânzuratul, spânzuratul. Hai mai repede, Ela, hai mai repede, că la unii citești mai... Spânzuratul iar... Băi, nu se poate așa ceva! Iar apare turnul a doua oară. Fantastic! Înțelegeți. Spânzuratul înțelege. Primește iluminarea că acest turn este necesar. Și turnul nu vorbește în această carte de structura vieții voastre, ci vorbește de structura voastră interioară. Trebuie să vă transformați întreaga ființă. E un turn în interior. Și dacă vreți să observați, totul pornește de la prima ceacră, prima și a doua, de la o aventură. Foarte interesant. Da? E foc, da? O aventură e foc. Acolo trebuie reglat, aici trebuie făcut, da? Vindecarea. Wow, ce mesaj pentru unii. Mai dăm, ia. Deci amânarea aceasta este necesară ca să vă reconstruiți pe voi înșivă, nu musai viața. Ia uite, și aici e transformare. Lăsați prietenii care nu vă aduc bucurie. Concentrați-vă pe ce sursă, pe soare, sexualitate sănătoasă, care vă poate trezi spiritual. Știu că se poate, cine nu știe, o să mai discutăm, să intrați într-o altă existență. Fantastic, fantastic. Ce este această justiție? Justiție în viitorul îndepărtat. Echilibrarea voastră, simt eu, cred că nici nu are rost să mai caut o carte. Ia să luăm o carte. Justiție. Uf! Lăsați în spate. Dacă e o balanță pentru unii, puteți să o lăsați în spate. Dacă e o căsătorie, iar puteți să o lăsați în spate. Posibil lângă Let Go, 8 de cupe. Ah, interesant. Pentru că a venit și 10 de cupe. Posibil pentru unii, nu pentru toată lumea, să fie o balanță pe care ați lăsat-o în spate și acum să vină cu această dorință de 10 de cupe. 10 de cupe, să zic, ar fi oferta asta. N-am clarificat. Interesant. Pentru unii. Pentru alții. Poate să fie o căsătorie, da? Let go și atunci se manifestă într-un divorț. Asta e. Lăsați-l în pace, vindecați-vă, pentru că oricum veți fi fericiți. La un moment dat. Aveți magicianul? Haideți să manifestăm. Să vedem. Da, într-o relație stabilă ați exprimat, experimentat suferința. Cineva a fost prea jucăuș. Au fost triouri. Asul de cupe. Ce e cu asul de cupe? Asul de cupe. Uf. Semn de foc pentru unii, dar nu neapărat. La distanță. O călătorie. Experimentați. Experiencing. Și trei de monede. Iar apare dorința de reconstrucție după ce comparați. V-ați lăsat unii duși de val și ați intrat într-o situație toxică. Ha! Dar acum comparați. Comparați cum este să te lași dus de val și cum este să te lași ghidat
E o mare diferență de intuiție și de îngerii voștri. Mare, mare diferență. Și trei de băt înseamnă ghidaj și în reconstrucția voastră. Dar ce era experiencing și asul de cupe. Pentru unii s-ar putea să fie dorința cuiva de a se împăca, dar totuși să vă dea această impresie și totuși să nu fie chiar așa de sinceră persoană. Din acest motiv nici voi nu mai aveți încredere, apare nebunul și în poziția fricilor. Nu mai aveți încrederea în aceste dorințe de împăcare, în aceste oferte. Din acest motiv și ceea ce vă doriți este să vă concentrați pe reconstrucția voastră, personală, interioară, și apare și în poziția sfatului și în poziția dorințelor. Concentrați-vă pe voi, da? Pe renașterea voastră. Și găsiți acest maestru care să vă ajute. Sunt curioasă dacă veți face arte marțiale sau veți învăța alte chestii care țin de cultura asiatică. Pentru că... persoana aceasta care apare pe asul de cupe pentru unii are o mască. Are o mască. Are multă pasiune pentru voi. Are pasiune, iar. Dar ascunde ceva. Ce ascunde? Hai că sunt foarte curioasă. Și iar mă lungesc, și iar fac o oră și ceva și unii se supără când am făcut mai puțin la ei. Ce e cu această mască? E o fi rușine, că poate să fie și rușine, dar poate să fie și alte interese. Ce ar putea să fie acea mască? Da. Persoană care nu s-a schimbat. A venit schimbarea, dar invers. Da? Posibil că sunteți îndrăgostiți, posibil că și ei sunt îndrăgostiți de voi. Da? Pentru unii poate să fie semn de foc sau cineva oricum care are multă pasiune pentru voi, pentru alții semn de apă, pentru... în fine, da? Sunt îndrăgostiții și trei, da, o persoană care v-a rănit posibil. Apare și semn de pământ. Da, și de aia și de așa. În fine, trecând peste semne. Persoana de care v-ați îndrăgostit cândva, care v-a produs suferință, și totuși persoana interesant, foarte interesant, are în continuare pasiune pentru voi, am zis că are măști, da? Și a apărut schimbarea invers. Încă nu s-a schimbat. Ha, ha, ha. Deci de-aia nu... Ha, ce interesant. Aia zice să vă concentrați pe voi, mami. Concentrați-vă pe voi și asupra de... Vedeți în spatele iluziilor, dragii mei. Și magicianul ce este? Magicianul e un manipulator. Probabil ar putea să fie acest personaj manipulator. Mare grijă, da? Care nu s-a schimbat. În poziția influențelor exterioare. Ok, magician. Da, ce frumos. Aveți răbdare în această manifestare. Și soarele a venit un pic, să zic că a venit pe orizontal. În această renaștere, refacerea voastră, aveți răbdare. Dar n-ați avut la început. Acum trebuie să aveți răbdare, să manifestați cu răbdare. Această 10 de cupe, nouă fericire, transformarea voastră. Fantastic! Un suflet pereche, pentru unii poate să fie semn de pământ, pentru altul să fie semn de foc. Va cam epuizat. Șasul de monede, ce înseamnă de monede? De curiozitate, sunt foarte curioasă, ca și o venă, să văd și cu ce rezonez. Da, aș vrea să fie cineva care să vă învețe chestiuni tehnice alternative asiatice. Eu vreau un maestru de arte marțiale. Vai, ce frumoasă ofertă! Integrare. Wow, ce frumos! Aveți curaj. Este o persoană care visează la voi. Ce frumos! Ce frumos! Și care își va face curaj să manifeste ceva special cu voi. Ia, mai dai o carte pentru această integrare. Integrați această ofertă
cu înțelepciune, eventual. Și iar apare Yin și Yang, iar apare înțeleptul, am văzut și pe profesor. Și în acest moment, nu știu de ce, mă gândesc că... Iar la cultura asiatică. Mai dăm. Asul de monede, integrare. Hai că am vorbit multe la... Dar vreau să văd totuși. Ok, hai să trag o carte. Trag o carte. Ok, pe asta. Mind. Cavaler de spade. Maturitate. Eu zic că cineva vă învață totuși. Cineva vă învață să integrați tot ce primiți. Orice ofertă. Învățați să integrați și să ieșiți din griji și să manifestați maturitate, stabilitate. Poate și persoana aceasta manifestă exact același lucru despre care am vorbit. Interesant. Iar nouă viziune, similar cu spânzuratul. Wow! Ieșiți din starea de carantină, din stresul mental, între două situații și manifestați o nouă existență. Foarte interesant. Cineva care suferă pentru voi? Ia să ce mai e. Care vrea să vă ajute în acest moment de suferință. Vrea să facă un compromis. Probabil persoana suferă când e departe de voi și vrea să ofere acest compromis, acest dar de împăcare. Da? Probabil persoana suferă și da. Eu cred că cineva vrea să se împace cu voi. Da, e epuizat. Semn de foc ar putea să fie sau de pământ. Mamă, vrea să iasă din colivia aceasta mentală. Da, cineva vrea să se împace cu voi. Pui, dar numai cărți astea. Mai. Dragii mei, oricine ar veni, primiți lucrurile cu înțelepciune, învățați din fiecare lucru și concentrați-vă în mod special și în mod special pe ce, dragii mei, pe această reconstrucție a vieții voastre, renaștere, rebirth, da? Dacă vine cineva să vă învețe arte marțiale, vă rog frumos, spuneți-mi și învățați-mă și pe mine că le ador. Așa, concentrați-vă pe transformarea voastră, pe construcția voastră interioară. Și cu răbdare manifestați și acest soare. O altă fericire dintr-o altă perspectivă. Apare și aici într-un viitor, da? Lăsați în urmă lucrurile care au fost... nedrepte și manifestați armonie. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!